Tot mai mulți copii sunt atrași de știința care se ocupă de proiectarea și fabricarea roboților, iar Palatul Copiilor Adrian Băran din Slatina a optat ca din acest an să înființeze un cerc de robotică. Am făcut programare de robot virtual, deci pe calculator instrucțiuni prin care o mașinuță își respectă anumite reguli, urmează o linie sau ocolește obstacole și se descurcă copilașii. Sunt mai mulți băieți? Da, recunosc că avem numai băieți. Da. Cred că vom avea cât de curând și câteva fete. Salut, ce facem? Bine, programam roboțelul să se oprească la culoarea verde. Iese? Da, uitați. E simplu? Arată-ne și nouă. Deci acest bloc se bagă și se bagă un bloc de la logic. Acesta este și se bagă de la senzor, get color, color sensor, port 3 și culoarea la care se va opri. Îl băgați într-un bloc din acesta if, do, else și do, stop, drive, forward, speed 1000, distanță 99. Mie îmi place foarte mult Lego și cred că Lego și robotica s-ar combina foarte bine. S-a te gândit tu când vei fi mare ce robot vrei să creezi, ce să facă acel roboțel pe care îl visezi tu? Să meargă și să facă unele treburi. Să înlocuiască munca omului? Câteodată da, dar omul mai trebuie să facă și alte treburi, să mai muncească, să mai spele. Avem o pompă cu apă și când noi împingem, el se ridică sau coboară. Este complicat să-l construiți? Este un braț robotic. Da, un braț robotic. Fiecare siringă face alt lucru. Și putem... Exact același principiu se bazează munca în echipă. Aici învățăm să fim o echipă și să bazăm unul în altul. Aflând despre acești copii pasionați de robotică, reprezentanții companiei TMK Artrom s-au hotărât să ofere acestui nou cerc din cadrul Palatului Copiilor accesoriile și consumabilele de care au nevoie micii inventatori. Întotdeauna noi am fost aplicați și pentru acțiuni de tipul ăsta și unde am putut să ajutăm, am ajutat. Orice oportunitate care există, o analizăm și în funcție de cum considerăm și noi și cum putem să ajutăm comunitatea și copiii și alte domenii, o facem cu plăcere și cu dăruire. Este un cadou făcut de noi copiilor în speranța că o parte dintre ei vor ajunge să îndrăgească domeniul și să ne fie în viitor specialiștii de care avem nevoie chiar și în uzina noastră. După donația pe care a făcut-o fabrica slătineană de țevi, cercul de robotică are acum mai multe truse, kituri, diverse aparate de măsură și unelte de lucru, dar și o imprimantă 3D. Toate acestea vor permite elevilor pasionați de robotică să experimenteze și să descopere misterele tehnologiei.